Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Comedie. Programul poate conține scene de violență fizică, psihică și de limbaj minim ca durată și intensitate, sau scene de nuditate fără conotații sexuale. Dar ce te-a pus, mă, cu anachirița să faci? Ratatouille de miroșa și o bolan mort? N-am mai avut brânză de aia puturoasă și te-a rugat pe tine să inobilezi o brânză normală, ținând-o la sub braț? Faceți mișto ca proștii, dar avar n-aveți cât de greu e să fii cocalar. Că asta trebuie să fiu azi, cocalar. Mărlare, tu ești de o viață. Eu nu înțeleg de unde e efortul de a fi azi. Tocmai am fost informat de la centru că anul acesta competiția sportivă a Ministerului de Interne, adică Dacia de-a poliției, se va ține la noi în secție. Dacă e pădătrastea, pe Popone să-l treceți la șah, că e singurul dintre noi care știe să așeze corect piesele. Foarte bine. Și dacă el e la șah, eu să știți că vreau să mă bag la table. La table, că eu chiar sunt foarte competitiv la... Măi, eu tot la șah aș fi vrut, în ceea ce mă privește, că e treabă de inteligență. Da, dacă s-a băgat Poponeț primul în fața mea, o să rămân și eu la table ca să te antrenez, mă, Chiorete. Cu o mână o să zgudui zărurile, iar cu cealaltă prin buzunar... Șeful! Să număr banii, Chiorete, la ce te gândești? Mă, dacă te-ai apucat chiar de bișniță, o să înfunzi pușcăria din nou, să știi. Nu m-am apucat, mă, ce ți-a venit? Cât să fac eu bizniță? Nici n-aș avea timp, că sunt la Madame Chirița de dimineață până seara. Și viu frând acolo, că m-a nebunit cu cursurile alea lei de bune maniere. E greu. Auzi, Mândalene, lasă vrăjeala ca martori care te-au auzit când ai zis că ești cocalar. Te referi la Emma și la Hasan? La ăia, mă, pe ăia, ăia nici nu știe limba română, bă, semidocție. Abar n-are ce înseamnă cocalar. Ia, ascultă aici. Cocă. Omul care face cocă, cocalar, cocă, cocalar și invers. A? Tu. Ia să vedem, hai fetițele, hai fetițele și... Vine și ai șasele. Bă, mai nenorocit, cred că ai mâncat de la când erai... Hai, chiar-te. Prea ai cu norocul, bre. Băi, mai terminați o dată, că nu mai pot. Aveți 24 de ore de când frecați zarurile alea, îmi crapă capul! Mai zi-mi o dată, că nu mai... Mărlanu s-a apucat de droguri. Hai mă, că nu arată drogat. Bine, mă rog, poate nu se vede că el e întotdeauna varză, dar totuși... Na, Mărlanu nu este consumator. E dealer? Dar de unde știi? De la el. Mi-a mărturisit în speranța că o să-i distribui eu marfa. Cum să o distribui tu? Păi ce, Mărlanu e importatorul? Hai mă, termină cu prostiile. Ăla are maxim bani de o șaurma la mâna a doua. Dar uite, să aibă de droguri, de-astea. Nu este importator, e mai rău decât atât. El le prepară, este producător. Exact ca ăia din Breaking Bad sau de Narcos sau, mă rog, și așa mai departe. Dă-o masa! Sar din marți în marți! Ia de-te, mă, deci! Dă-te de aici, de pe sfor! Na! Mai luați-o dacă puteți! Șeful, e la tablele și nu vă să-ți scoate nici mâna. Ilor, el nu plânge, că rezolv imediat. Bravo, șeful. Măi, conștient-o, mă, cum îți permis să periclitezi participarea secției noastre la Dacia ta? Ruși! Mă, te mănânc, mă!
Și eu, și doi, ești al meu, ești. Da, hai. Să te văd eu acum pe unde scoți cămașa. Pă, prin dreapta. Ia. Ce vine și dubla decisivă, mă. Bă, dă-o masă, te treabă. Te-am și dat afară, fraiere. Ia uite, mă, nu-i... Iau ce clinchet de 6-7. Mă, băieți, dar voi sunteți sub orice critică, mă. Mă, dacă nu-ți convine, mută-te, mă. Da. Dar vorbește, dragă, cu Albinuța, că doar sunteți prietene și e șefa de la protocol și ăștia de la protocol poate să deie case. Hai, chiar nu găsește ea un depou sau un hambar unde să te odihnești și tu ca să-și încapi? Ai, ești? Depou un colo. Știi tu o scurtătură? Coana Chirița de la Miriștea? Exact. Vreau să o ține sub observație 24 din 24. Să nu fugă din spital. Mateescule. Ce memorie aveți, încă n-ați uitat cum mă cheamă. Dacă puteți în prealabil să strecurați și un celebru... Mă sudați. Am înțeles. Dar n-ar fi mai bine să descindem întâi la laborator ca să avem dovada? Mateescule, bă, nu mai fiți, mă, milițieni. Aveți răbdare să vedem cine vine la restaurant să ridice drogurile gata preparate. Și mai ales cine vizitează la spital. Că partenerii trebuie să vină la ea, să-și arate grija față de jupâneasă. Așa se face. N-ați văzut și voi nașul? Păi nu vă mai uitați, mă, la Lolec și Boleg, la Veronica se întoarce, la Mihail Câine de Circ. Mai bine uitați-vă și voi la un Narcos, la un Breaking Bad, la un El Chapo. Ca să vedeți cum se duce lupta antidrog. Și cine mai știe în afară de noi și Mărlanu? Igor. Igor? Da, el a descoperit ce face Mărlanu. Deci Igor și cam atât. Nu vine să cred că tântălău de Mărlanu a ajuns un fel de El Chapo. Cu siguranță, la câtă ceapă mănâncă, el e adevăratul El Chapo. Și El Chapo cu El Chapo-ți. În pas mănânce a ta ceapă goală. Și să știți că noi nu ne uităm la Mihail Câine de Circ. Noi ne uităm la Framuțul Polar. Vă cred. Grațiela! Școală! Scuză-mă, fată, că m-ai prins din nou dormind. Ce rușine pe mine. Ia spune, tot tablele ălora te-au frânt? Normal că da, că sunt niște tablagii notorii. Și după ce că mă deranjează și nu mă lasă să dorm cu tablele lor, mai sunt și niște mitocani și strâng toată ziua după ei. Trebuie să fac toată ziua curățenie, că nici mai pot să vorbesc. Și dacă nu mă crezi, te invit la mine acasă ca să te convingi. Chiar vin. Lasă-mă 2 minute să-i las ceva președintelui. Hai, deschidem. Păi nu-ți deschid eu ție. Hai. Mersi. Chiorete, pune toate rufele murdare în mijlocul casei, că vin să spăl, ca să mă revanșez pentru că v-am luat tablele. Hai, pa! Să trăiți, domn președinte! Am înțeles, în 5 minute debarăm în trombă! Trăiți, servim patrelu vaginic! Chiorete, pupuneți, Grațiela, fuga marș la mine! Trăiți, am sosit! Mă, dă, iute, ești! Ai sosit? Trebuie! Nu mă dure, lasă-mă să stau aici! Du-te, mă, te rog! Nu mă dure, lasă-mă! Mă, Chiorete, te rog eu frumos! De bine, bre, bine! Stai, trebuie să facem percheziție la Miriștea. Că există pericolul ca traficații să arunce cârciuma în aer ca să șteargă urmele. Că au aflat de la Pupăză, de la Bigor, de la Popuneț. Dacă știe de la cine a aflat, au... Domnul președinte, nu Pupăză. Pe mine mă interesează să nu sar în aer odată cu restaurantul, e clar? Foarte bine. Unde-i Popuneț că-l mănânc? La dreacu să-l piaptăne, acasă învețe figuri noi secrete de șac. Căci că nu vrea să facă de râs la Dacia de asta. A, păi în cazul ăsta nu mai merg nici eu, mă. Ce faceți, mă, păi, dorma eu? Nu mă rămân să te antrenez la table. A, nu merg nici eu. Nu, așa, da? Trimitem pe Grațiela. Da. E vorba de restaurant, de haleală, ea e pofticioasă. Da, bre. Caz rezolvat. Bre, dar pune-le ocupați la gură, că ea dacă scampă în bucătărie, îi bagă pe ea în foame. Cum zice Thales? Q-E-D.
Cine zice? Ăla e. Ha, știam. Cine zice ăla e? Un pictor, nu-l cunoști tu. Rău față în față, hai. Mai cu talent, așa. Aici stau eu. Grații, tu dai vina pe colegi și când colo eu ce găsesc aici? Dalia, crede-mă că sunt ruptă de oboseală și ăștia chiar m-au rupt cu tablele lor, jur. N-am apucat să zbor, ce vrei? Nu e ok ca lucrurile tale intime să stea așa pe masă. Asta omoară orice formă de intimitate și de respect. Chiar nu e ok. De ce nu le duci în dormitorul tău? Dalia, asta e garsonieră, iubita. Adică voi trei dormiți toți aici? Claie peste grămadă. Astea sunt condițiile. Secția nu mai are spațiu locativ, iar eu la lotul n-am noroc. Păi și de ce nu mi-ai zis până acum? Poți să stai chiar în vila de lângă reședința președintelui. La Magda? Exact! Wow. Ajungi și repede la serviciu, ajunge repede și iubitul tău la tine. Agentul rulez nu mai este iubitul meu, înțelege? Da, normal că nu e. Păi tocmai de asta ar trebui să stai aproape ca să vadă ce a pierdut. Deci spune, vrei să stai acolo, da sau nu? Normal că vreau! Vai de mine! Dar trebuie să fac curat în toată vila? Nu trebuie să faci curat în toată vila, pentru că... Ca menajeră! Păi asta e bine! Nu că n-aș putea să fac curat, dar... Nu trebuie, pentru că nu o să ai toată vila la dispoziție, ci doar o cameră la parter. Camera pe care o prevăzusem pentru paza demnitarilor străini, pe care de acum o să o asiguri tu. Normal! Stai liniștită! Doamne, mă simt ca cenușăreaza și nici nu știu cum să-ți mulțumesc că mă duci din mizeria asta într-un palat! Promițându-mi că o să devii cenușăreasa, adică vrednică ca ea. Și că n-ar fi tocmai indicat să vadă toți demnitarii străini și oaspeții străini bulendrele și intimitățile tale. Nici măcar iubitul tău n-ar trebui să vadă chestiile tale intime. Dalia, n-am iubit. Da, știu că n-ai iubit, dragă. Da, știu că n-ai iubit. Cheie la doruleț, în camera de monitorizare. Măi, Antonia, măi, Tonița, n-ai avut răbdare. Și ți-am zis să nu dai informația la presă până nu descinde poliția. Dar n-am dat-o eu, domn președinte. Jur pe colaborarea noastră. Să nu mai primesc niciun pont de la dumneavoastră dacă am suflat vreo vorbuliță cuiva. Ba chiar m-am întristat când am văzut că i-ați dat știrea comisarului. Dar nu i-am dat-o eu. Dar lasă că o să aflu cine a fost sifonul. Scuze că te-am acuzat, dar... Sunt nervos. Nu face nimic. Dacă pot să vă ajut cu ceva, vă stau la dispoziție. Scuză-mă, mă sună poliția. Vorbim mai târziu, Antonia. Ia zi, Matescule, ce ai găsit? Nimic, domn președinte. Au făcut curățenie și nu cred că au fost traficanții, că n-a sărit nimic în aer. Toate erau la locul lor. Parcă nici n-ar fi fost fabrică de drogă acolo. Pe cuvânt. Grațielo, ți-am spus că nu mai ai ce să cauți în camera de comandă și în general în viața mea. Băi, deșteptule, deschide ușa că trebuie să iau cheia de la dormitorul de la parter. Că ce crezi, mă mut acolo, deschide! Că ți-a dat cererea pe PS-ul casă. Băi, Grațielo, tu crezi că eu sunt prost, că sunt tablagie aia la care pun botul la vrăjelile tale? Știi ceva? Eu îmi pun căștile, poți să bați oricât, da? Băi! Uite acum mi le pun. Băi, lasă dracu căștile alea, mai bine ți le bagi în gură! Elefantul Cici și-a pierdut cipicii și acum plânge și cere bunicii. Deschide-mă, fraia, n-ai bine tâmpit! Ce s-a auzit? Mărlane, este în joc libertatea ta. Eu zic să cooperez că poate scap de faptele agravante. Cine a curățat laboratorul de la Miriștea? Păi, Maricoana Chiriță, o firmă de făcut curățenie. A, deci au venit unii după tine și au șters toate urmele, nu? Ba, pardon, eu am lăsat curat la locul de muncă, că eu sunt foarte ordonat, mă știi? Eu nu las nimic în urmă, că dacă lași coca pe masă și se întărește, nu o mai spargi nici cu picarmărul, că așa e făină amestecat cu apă, nu mai... Ia stai așa. Ce făină, mă? Făina cu care fac coca, nu ți-am zis că-s cocalar. Fac frământ coca pentru pizza, pentru astea. Fac coca în bucătărie. Ce-ai făcut, Mărlane? N-am făcut nimic, că e spital, Goana Chirița. E spital și a fost închis azi, n-am putut să lucrez. Dar stai liniștit că mâine vă fac eu personal niște lipidi, o să vă lingeți pe-au de vese.
Antonia, trebuie să publici urgent ceva. Ce să publice? Ceva! Ce te interesează pe tine? Ceva! Băi, bă, chiarete, dacă nici acum când mă las, nu mă bat, eu nu știu ce să mai fac cu tine. Băi, a cincea oară când te las, dai consecutiv, nu dau eu și nimic, tot nu poți să intri cu asta. Păi dacă nu intră zarul cebrei, nu intră, băga la cimăța. Domnșoara, ți s-a făcut doar de noi și de tablele noastre și de zarurile noastre, madame? Ai ghicit. Nu intră. Ce, băi, ce-ai de aia, capătorii? Ha! Nu da! S-a strânit iara, bre! Păi, Grațielu, ce faci? Grațielu, o să plătești! O să plătești! Ești direct răspunzătoare pentru rezultatele secției noastre la Daciada! Nu râde! Nu râde că e o chestie foarte gravă! O să plătești pentru asta! Fii fără grijă că o să am eu grijă de tine! Are șeful grijă! Tu acum din gură, tu! Mă, ce are, că nu plânge, mă, că rezolv. Stai liniștită, da, poți să rezolv. Are bani fără tablete. Lasă, bă, Ilari. Unde-ai țintarul? Ce-a făcut? Țintarul. Nu. Țintarul nu. Grații, ce faci? A? Tu ești narcoleptică sau ce ai? Să nu spui că nici în vilă nu te-ai odihnit. A, dar nici n-am apucat să intru în vilă. De ce? Păi din cauza lui Doruleț, de ce? Oh! Te-a luat de la ușă? Am auzit eu că e cam armăsar. Nu m-a luat de la ușă, m-a ținut la ușă. Nici măcar nu m-a lăsat să-mi iau cheia de la cameră. Of, 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 ce om rău. Merită pedepsit aspru, așa-i? Și gând la gând cu bucurie, ca să-l pedepsești, am adus un cadou. O să-ți fie de folos. Te rog frumos să-i pui asta pe gură când îl pedepsești. Da? Ca să nu deranjeze dispozitivul de monitorizare al președintelui. Femeie! Că sunteți zid în zid! Tu ai băut ceva? Nu încă. Tu nu înțelegi că eu nu mai am nimic cu Doruleț? Pentru mine Doruleț e zero barat, un nimeni! Băi, deșteptule, din cauza ta mă ceartă pe mine Dalia. Grațiela, îmi cer scuze. Chiar n-am crezut că e posibil să te muți acolo. Da, uite... Ca să mă revanșez, că știi că nu sunt un mitocan, te ajut eu la cărat. Serios? De-abia aștept. Să-mi spui dacă insonorizează bine perna, da? Știrea conform căreia la restaurantul Miriștea se prepară cocaină s-a dovedit a fi doar o mișcare publicitară de geniu a patroanei care și-a înscenat tot scandalul pentru a-și viraliza restaurantul. Dezvăluirile au fost făcute de Antolo.ro, site-ul de investigație al ziaristei Antonia Lora Pușcoci. În a doua semifinală a competiției de table avem un meci de zile mari. În dreapta mea, agent Chiorete Ilarie! În stânga mea, vestitul... Celebrul, superbul, mirobolantul, mult prea frumosul, gingașul, comisar Matescu! Pe care n-au auzit nimeni. Ok! Let the games begin! What? Și cel mai bulănos să câștige, yes! Dacă era după chestia asta, tu ai fi câștigat, dacă participai. Marea și dubla, bă! Marea și dubla, Chiorete! Bagă! Iau tot 6-6! Stai, bre! Stai, bre, ce ai vasarele în harul ăsta de repede? Că n-a văzut nimeni, dă un 6-6! Păi oare de ce n-ai văzut, Chiorete? Nu cumva de la numele tău predestinat? Iotă ce? Dacă ne luăm de chestii personale, te găsește traci. Vezi că eu n-am zis nimic despre... Și vezi că să nu cer să mă furi, că nu știu ce... Bă, cum mă fac? Mă, s-a cu gras? Da, da, uite atâta! Uite atâta! Uite atâta! Liniște, liniște! Hai, mai enervați-vă voi mult! Conform regulamentului, orice acțiune de violență, atât verbală cât și fizică, se sancționează cu descalificarea. Amândoi sunteți descalificați. Yes! Ce, mă? Noi, tata, piedici! Păi și în finală cine joacă, mă? Exact! Avem o soluție.
Conform regulamentului, aveți aici înscris la agent de rezervă una Grațiela. Grațiela. Eu sunt! Eu sunt! Ați fost să văd că v-ați antrenat degeaba! Că nu e pentru cine se antrenează, e pentru cine nu gafează! Ești bine? Nu? Acum e bine! Aura! Hai, dă-l-te! Hai! Afară! Asta sunt pentru mine! Hai! Afară! Hai, mai repede! Rătești, barbut! Agent Grațiela, felicitări! Dăm voie! Da! Du-te-napoi, du-te-napoi! Dăm voie să-ți îmânez... Da! Diploma și titlu de cea mai tare tablagioaică în viață. Yes! Mulțumesc, adică polițistă, că tot aia e. Noroc cu începătorul ei. Băi, fraiere, e răzbunarea exasperatului că la cât m-ați țocănit voi cu mutările voastre, mi-au intrat în cap. Și acum să-mi iau adevăratul premiu. Că ți-a dat ție rea PPS-ul casă? Băi, e Grațiela, tu crezi că eu sunt porost? Tu! Porost? Tu crezi că eu sunt porost? Omule! Stai, stai un pic, stai că mă, stai că-mi vine să râd, stai așa. Mi-au sărit flavele din gură. Bă, dar ce... Nu te-a băiat ce-a dat! Ce-a dat!